Bună dimineața, accipil, dar în prim plan, vrea să asiste la filmare. Ia să vedeți, acum ea știe de ce am venit aici, să dau mâncare la pești și acum îi urmărește, vrea să pună gheara pe ei, dar nu o să reușească. Ia uite, se uită la mine, știe că e filmată. Hai, reușesc să prinzi unul, așa face de fiecare dată. Și asta de 6 ani, de când este aici. Bun. Ce vreau să vă zic, de când am început cu filmările pentru YouTube, eu am descoperit că am o mare problemă. De multe ori mi este poftă să mănânc ceva ce am mai făcut. Vă dați seama, eu am făcut până acum multe rețete, dar aș repeta unele, pentru că mi-e poftă de acel fel de mâncare, iar eu nu pot să-l fac pentru că trebuie să fac tot timpul altceva și altceva ca să pun pe YouTube. Așa că astăzi nu o să fac mare rețetă. Mi-e poftă, vă spun sincer, de un pui fript la jar. Pur și simplu, de un pui fript. Na. Așa că să nu mă certați. Astăzi o să fac un pui fript. O să fac un pui întreg. Uitați, am aici puiul. O să-l tai pe din două și atât. Îl pun întreg pe jar. Îl marinez întâi cu lămâie, cu ulei de măsline. O să coc și ceva legume. Zucchini, ardei, capia, ceapă. O să fac și un mujdej, îl pun deasupra, o să iasă o bunătate. Nu e mare rețetă, toată lumea face pui la grătar, dar eu vă arăt cum îl fac eu și mai povestim. Imediat pregătesc grătarul, spăl legumele și ne apucăm de marinat puiul și de rețetă. Prima dată o să curăț puțin puiul, are ceva felice pe aici care nu-mi plac. Astea merg la pisici. Și fundul, târtița, cum zicem noi. Uite așa, astea merg la pisici. Și o să tai puiul pe partea asta cu pieptul, uite așa. Uite așa. Opa. Scuze. O forță centrifugală care nu știu de unde a venit. Glumesc. Se mai întâmplă. Iar aici unde este pieptul, o să fac așa vreo două căsătături. Să se pătrundă și pieptul bine. Dau o căsătură și aici de pulpa. Așa o să intre el într-o tăviță, dar înainte îl marinez. Hai să marinăm și puiul. Prima dată o să pun zeama de la o lămâie. Așa, n-are importanță că au căzut sâmburi, este perfect. Să nu vă gândiți că lămâia o să crească puiul. Nici într-un caz. Nici într-un caz. Îl aromează. Și atât. Cred că mai pun. Și îl prăgezește. Uite așa. Oh, asta a fost mai zemoasă. Două lămâi pun. Să vedeți ce fain o să iasă. Așa. Ulei de măsline. Sare. Și piper. Atât deocamdată.
Și acum îl iau și îl masez și fac că întorc pe toate părțile, uite așa. Uite așa. Îl las acum la marinat măcar o oră. Avem timp. Este dimineață, este devreme. Avem timp suficient. Până atunci o să pregătesc eu grătarul, tai lemne, pregătesc tot. Ne vedem ce va mai trece. Cât se marinează puiul, de fapt a trecut jumătate de oră, aprind focul. Pentru că prima dată, când este jarul așa mai puternic, o să pun legumele. Uitați, se aprinde focul, fain frumos, hai să tăiem și legumele. De fapt o să tai doar zucchini. Ardeiul capia, vine fum. Ardeiul capia lasă așa întreg. Și tai cam la un centimetru. Uite. Puțină sare. De două cei. Puțin ulei de măsline. Îi amestec și când e gata jarul, îi punem prima dată. Acum cât jarul este foarte puternic, prima dată pun ardei capia, ceapa și usturoiul. Bâldâbâc, toate aici pe grătar. Chiar dacă mai este puțină flacără și jarul foarte puternic, exact asta îmi trebuie mie acum. Ia uite, ce fain! Ardeii s-au copt, pun ceva sare și las să se odihnească puțin. Sarea e moaie, se vede ce fain se curăță și ceapa este gata. Acum, bâldâbâc, am pus și dovlecelul, zucchini, usturoiul mai are și el puțin. Usturoiul copt o să-l folosesc la mușdei. Mamă mia! Gata și dovlecei, zucchini. Ăștia îi mai las puțin, îi curăț imediat, dar până atunci punem puiul pe jar. Uitați, am pus și puiul, l-am băgat într-o sârmă de asta, nu știu cum să zic. Jarul este perfect acum, nu este foarte puternic să-l ardem, trebuie să-l coacem încet, 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 să iasă el așa fraged și suculent. Mama mia! Uite ce fain se coace puiul la foc mic. Acest grătar, din punctul meu de vedere, este cel mai bun grătar pe care l-am avut vreodată. L-am de vreo 4 ani.
este din fontă, fundul din fontă este extraordinar, este atât de eficient, pui 10 cărbuni și te ține 3-4 ore. Nu știu cum funcționează, de ce te ține atât de mult, este, are și o cameră acolo de ardere, ceva de genul, nu știu. Dar este cel mai bun grătar pe care l-am avut vreodată. Pare mic, dar aici gătești pentru 5-6 persoane lejer. Nemaipomenit este. Mă duc să curăț ceva usturoi și facem și un mujdei. Mama mia! Hai să facem și un mujdei de asta fain. Am pus aici o căpățână de usturoi crud. Bun. Și o căpățână de usturoi copt. Ați văzut, l-am copt mai devreme la jar. Am rupt ceva dintr-un ardei iute. Bun. Și puțin ardei copt. Sare. Și mă apuc să pasez. Mama mia, ce mușdeu o să iasă aici. Ulei de măsline. Și uite așa. Facem ca pe o maioneză. Are gust și de usturoi, și de afumat, și de ardei copt. Este nemaipomenit acest mușdei. Mai amestec eu și o să pun și puțin apă, pentru că îl vreau puțin mai lichid, dar prima dată îl fac ca o maioneză. Uitați cum arată. Este ca o maioneză. Îl mai amestec puțin. Puțin apă și ăsta e mușdeiul meu delicios. Mama mea, între timp puiul se coace fain la foc mic, abia aștept să rup așa un copan. Puiul meu este aproape gata, poate 5 minute, 10. Vă spun, este extraordinar, așa marinat în lămâi și ulei de măsline, este extraordinar. Dacă puneți ceva roșu, boia, bulion, se arde pe deasupra și la interior nu e făcut. Trebuie să lăsați așa, cât mai puține condimente. Acum, legumele mele sunt gata, mușdeiul este gata, abia aștept să punem și puiul cu legume și mușdei deasupra. Încă puțin, dar nu prea mai am răbdare. Mama mia! Puiul meu copt este gata, uitați ce bine arată. Și e doar un simplu pui, câteva legume. Totul a fost, nu știu, 40 de lei maxim. Arată extraordinar. Și vă spun, gustul este ce trebuie. Acum trebuie mușdei peste tot. Mușdeiul ăsta fain. Și pe legume neapărat. Dovecei ăștia cu mușdei sunt vis. Mama,
așa. Din abundență. Dacă n-aveți întâlnire, folosiți mușdei cu încredere. Uite cum arată. Ceapa asta este dulce, este coaptă. Puiul este, vă dați seama, stopește în gură. Legumele cu usturoi. Mama mea. Las puțin să se răcească și vreau să gust instant alneu, că nu mai pot de poftă. Nu mai găsesc cuvintele. Uitați. Oh. Cât de frage și sucurent este puiul. Ia. Oh, încă frige. Mama mia. Mama mia. Mușdeiul face tot. Mă scuzați că mănânc cu mâna, dar nu-s la restaurant. Sunt la mine acasă și... Ia uite. Ia uite. Mamă mea. Ceva mai bun, dar nu exista. Și este atât de simplu de făcut. Uite. Așa cum își dai. Nu mai am cuvinte. Ce să vă spun? Sigur v-a plăcut. N-a fost o mare rețetă azi, dar am făcut ceva așa, pe gustul meu. Eu vă mulțumesc. Vă spun poftă bună. Ținem legătura. Scuzați că sunt murdar de mâini, n-am mâncat cu mâna. Și vă spun la revedere. Încercați așa un pui cu mușdei. Mama mia.